Capitolul 5. A treia valoare. Prietenii care te ajută să te ridici, nu cei care te trag în jos. Ce vor spune prietenii mei? Este o întrebare sau o îngrijorare pe care am auzit-o de multe ori, în timp ce frecventam seminarile educaționale realizate de câte o companie de marketing în rețea. Vor crede că am înnebunit. Este o altă preocupare. Pentru mulți oameni, chiar dacă oportunitatea de a face pare bună, și își doresc să efectueze schimbări ale stărilor financiare, unul dintre cele mai importante obstacole era ce ar gândi prietenii și familia lor dacă ei ar ridica o afacere de marketing în rețea. Într-o seară, o femeie ce își creștea singură copiii se afla în fața circa 30 de invitați care veniseră să vadă prezentarea unei oportunități de marketing în rețea. Mama singură le povestea cum a părăsit-o soțul lăsându o singură cu patru copii. În loc să meargă să ceară ajutor social, această tânără și curajoasă mamă a povestit grupului cum a început o afacere de marketing în Grecia și cum a ajuns să câștige peste 60.000 de dolari pe an. Lucrând cu jumătate de normă, creșterea copiilor reprezentând pentru ea un serviciu cu normă întreagă. Ea a spus grupului că această afacere îi oferise siguranță, speranță, control asupra propriei vieți și mai presus de toate, suficient timp pentru a sta cu copiii. În încheiere a spus: Pe lângă asta, în 10 ani de acum încolo vei fi milionară. Pentru că afacerea continuă să crească. Nu aș fi putut realiza niciodată toate acestea dacă mi-aș fi păstrat vechea slujbă. Nu aș fi realizat niciodată toate acestea fără ajutorul oamenilor din cadrul acestei afaceri. Pentru ea, nu banii erau prioritari. Această afacere îi oferise șansa unei noi vieți. Putea să viseze din nou la lucruri pe care nu le mai visase de ani de zile. În perioada dedicată întrebărilor și răspunsurilor din cadrul respectivului seminar a spus îmi permit să-mi susțin financiar copiii în facultate, iar ei nu vor fi obligați să aibă grijă de mine atunci când voi bătrâni. Nu voi reprezenta o povară pentru ei. Acest lucru reprezintă o ușurare. Acest gând îmi oferă o pace interioară extraordinară. Atunci când întâlnirea s-a încheiat, i-am mulțumit persoanei care mă invitase la acea prezentare. Îndreptându-mă spre ușă, am fost abordat de un tânăr manager, un alt invitat, care m-a întrebat ce părere v-ați făcut despre toate acestea? Cred că a fost o prezentare foarte bună, am răspuns eu. Da, a fost într-adevăr. Dar sună cam prea bine pentru a fi adevărat, spuse el în timp ce își căuta cheile în servietă. De ce nu investiți puțin timp pentru a afla dacă este adevărat sau nu, i-am sugerat. Poate că este tocmai ceea ce căutați. Nu, nu aș putea să fac așa ceva. Știți ce părere ar avea prietenii mei de la birou dacă le-aș spune că încep o afacere de marketing în rețea? Ar râde până nu ar mai putea. Știți cum sunt băieții. Clătinând din cap, am zâmbit și am spus. Da, știu cum sunt băieții. El a urcat în mașina lui, iar eu una mea și fiecare am demarat în noapte. Partea cea mai grea În 1976, afacerea mea cu portofele sport din nylon prin Secoarici era lansată. Împreună cu doi prieteni, o inițiase în pornind de la zero, în timp ce lucram cu normă întreagă pentru compania Xerox. Știam că nu puteam să mai lucrez în cadrul Xerox pentru multă vreme pentru că afacerea cu portofele sport Începuse să-și având și îmi cerea din ce în ce mai mult timp. Îmi aduc aminte de momentul în care am spus câtorva prieteni că va trebui să renunț la slujba de la Xerox și să mă ocup cu normă întreagă de afacerea cu portofele sport. Ești nebun, mi-a spus unul dintre directorii de rang foarte înalt al departamentului de vânzări. O să eșuezi. Știi cât de mulți oameni își doresc să lucreze pentru firma Xerox, mi-a spus un alt director de nivel înalt. Ai o slujbă extrem de bună, beneficii și o oportunitate de promovare iar dacă nu faci prostii, poți ajunge director general de vânzări. De ce ai risca să pierzi o slujbă atât de bună? Te vei întoarce la noi, a spus o altă persoană din departamentul de vânzări. Am văzut sute de oameni ca tine, oameni care se cred magnifici. Părăsesc compania, eșuează și se întorc cu coada între picioare, dacă le-a mai rămas vreun ciod de coadă. Cei șase bărbați și două femei angajați la departamentul vânzări au râs la această remarcă și au continuat să vorbească despre cine urma să câștige meciul de basket în această seară. Am înțeles că vorbisem despre visurile și afacerile mele cu oameni nepotriviți. Am înțeles că mă adresasem unor oameni care mă trăgeau în jos. Mulți ani mai târziu, după acea întâlnire de marketing în rețea, când tânărul acela mi-a spus, nu, nu aș putea să fac așa ceva, știți ce părere ar avea prietenii mei de la birou dacă le-aș spune că încep o afacere de marketing în rețea? Ar râde până nu ar mai putea. Știți cum sunt oamenii. Știam exact la ce se referea. După părerea mea, Partea cea mai dificilă atunci când am părăsit o slujbă sigură și am început o afacere a fost modul de a înfrunta atitudinea prietenilor, a familiei și colegilor mei, remarcile și gândurile lor. Pentru mine asta a fost partea cea mai grea. Schimbarea cadranelor, nu a slujbei. De câte ori ați auzit spunându-se următoarele lucruri? Mi-aș dori să demisionez. M-am săturat să trec de la o slujbă la alta. Mi-ar plăcea să câștig mai mulți bani, dar nu îmi pot permite să o las baltă și să o iau de la capăt într-o nouă firmă și nu vreau să mă întorc la școală să învăț o altă meserie. De fiecare dată când primesc o mărire de salariu, o mare parte a acelei sume este înghițită de impozite. Unces din greu, dar singurii care se îmbogățesc sunt proprietarii companiei. Unces din greu, dar nu reușesc să înaintez din punct de vedere financiar. Trebuie să încep să mă gândesc la pensie. Mi-e teamă că voi părea demodat, datorită dezvoltărilor tehnologice sau apariției unui muncitor mai tânăr. Nu pot să continui să muncesc atât de mult, sunt prea bătrân pentru asta. Am făcut facultatea să devin dentist, dar m-am săturat de această muncă. Pur și simplu vreau să fac ceva diferit și să întâlnesc cu oameni noi. M-am săturat să-mi pierd timpul în compania unor persoane lipsite de ambiție care nu reușesc să facă nimic. M Am săturat să-mi petrec timpul cu oameni care lucrează atât cât este nevoie, pentru a nu fi concediați. Și m-am săturat să lucrez pentru o companie care ne plătește atât cât este suficient, ca să nu ne dăm demisia. Acestea sunt afirmații care pot fi auzite deseori din partea oamenilor prinși în capcana unuia dintre cele patru cadrane în care se împarte fluxul de numerar. Acestea sunt comentariile unor oameni care doresc să-și schimbe poziția în acest cadran. Din nefericire, în loc să-și schimbe poziția, își schimbă doar slujba ce sunt cadranele fluxului de numerar. Cea de-a doua carte scrisă de mine în seria Tatăl Bogat este Cadranul Banilor. Mulți oameni susțin că aceasta este cea mai importantă carte a mea, mai ales pentru cei pregătiți să-și modifice viața, o transformare mult mai mare decât simpla schimbare a slujbei. Diagrama de mai jos reprezintă cadranele de împărțire a fluxului de numerar ale tatălui bogat. A provine de la angajat. L provine de la liber profesionist, patron al unei afaceri mici. P provine de la patron. I provine de la investitor. Cum puteți afla din ce cadran faceți parte? Ca să aflați în ce cadran vă situați, stabiliți din care dintre cele patru cadrane vă provin banii. De exemplu, dacă sursa dumneavoastră de venituri este o slujbă și primiți regulat un salariu din partea unei companii sau afaceri al cărei proprietari nu sunteți, atunci banii dumneavoastră provin din cadranul A. Dacă majoritatea banilor dumneavoastră provin din investiții, atunci sunteți investitor, o persoană situată în cadranul I. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri mici, de exemplu doctor sau avocat, o persoană care este plătită exclusiv prin comision, precum un agent imobiliar, atunci probabil că vă situați în cadranul L. În final, dacă sunteți patronul unei afaceri mari, al unei firme cu peste 500 de angajați, atunci vă fați în cadranul P. Cadranele diferite implică valori diferite. Acum mulți ani, Tatăl bogat mi-a explicat că diferitele cadrane implică și valori diferite. De exemplu, indiferent dacă o persoană aflată în cadranul A este om de serviciu sau președinte al unei companii, cei doi sunt uniți prin aceleași set de valori fundamentale. O persoană din cadranul A, fie ea om de serviciu, fie președinte, va rosti de multe ori cuvinte de genul. Caut o slujbă sigură, garantată și bine plătită. Sau cu cât suntem plătiți pentru orele suplimentare. Sau câte zile libere primim? Cu alte cuvinte, siguranța este o valoare fundamentală pentru cei aflați în cadranul A. Valorile cadranului L. Pentru cei situați în cadranul L, valoarea fundamentală este independența. Ei își doresc libertatea să facă ce vor. Atunci când o persoană spune îmi dau demisia și am să mă descurc pe cont propriu, de cele mai multe ori se mută din cadranul A în cadranul L. Oamenii situați în cadranul L sunt proprietarii unor întreprinderi mici, de genul micilor afaceri familiale, a specialiștilor și a consultanților. Am un prieten care instalează televizoare cu ecran mare, sisteme telefonice și sisteme de securitate pentru casele celor bogați. El are trei angajați și este fericit să fie angajatorul a numai trei oameni. Este un om puternic din cadranul L care muncește din greu. Oamenii care efectuează vânzări și sunt plătiți prin comision, precum agenții imobiliari, sau agenții de asigurări sunt de asemenea în cadranul L. Acest cadran mai este plin de profesioniști, precum doctorii, avocații și contabili, care nu sunt încadrați într-o firmă mare, medicală, de avocatură sau de contabilitate. Și pe cei aflați în cadranul L îi recunoști după unele moduri tipice de exprimare, dar de data aceasta ei vor spune lucruri de genul: Dacă vrei ca o treabă să fie făcută bine, fă-o singur, sau la mine găsiți cele mai bune produse. Dacă ar avea un imn, acesta ar fi, nimeni nu face lucrurile mai bine decât mine. În mijlocul celor din cadranul L, dincolo de fațada independenței, de multe ori poate fi găsit o lipsă acută de încredere în ceilalți, încrederea că altcineva ar putea face lucrurile mai bine decât ei. Modul în care s-a plătit un om din cadranul L este de cele mai multe ori prin comisiuni sau pe oră. De exemplu, cineva din cadranul L va putea fi auzit spunând lucruri de genul Comisiunul meu este de la 6% din valoarea totală a comenzii. Sau tariful meu este de 100 de dolari pe oră. Sau plata mea este de 10% din valoarea materialelor folosite. Oamenii din cadranul L sunt echivalentul în afaceri al lui John Wayne. Îi puteți auzi spunând, am să o rezolv pe com propriu.” Valorile cadranului P Oamenii care pleacă de la zero și demărează afaceri mari și care se încadrează în cadranul P sunt desior oameni care au o misiune care îi ghidează în viață. Un mare preț pe echipele bune și pe munca de echipă eficientă, și vor să servească și să lucreze cu cât mai mulți oameni. În această carte i-am menționat deja pe Thomas Edison, fondatorul companiei General Electric, Henry Ford, fondatorul companiei Ford Motor, și Bill Gates, fondatorul firmei Microsoft, care cu toții fac parte din cadranul P. În timp ce o persoană aflată în cadranul L dorește să fie cel mai bun pe domeniul său, de multe ori o persoană din cadranul P îi caută pe cei mai buni din domeniul lui pentru a invita să se alăture echipei lui. Henry Ford, de exemplu, s-a înconjurat de oameni cu mult mai inteligenți decât el. Un om de afaceri din cadranul L este de multe ori persoana cea mai inteligentă dintr-o echipă mică, de exemplu un doctor sau un consultant. Atunci când este vorba de finanțe, o persoană care se află cu adevărat în cadranul P poate să renunțe la afacerea sa și totul să fie plătit în continuare. În cele mai multe cazuri, dacă o persoană din cadranul L încetează munca, încetează să-și mai aibă venituri. Prin urmare, una dintre întrebările la care ar trebui să răspundeți ar fi, dacă aș înceta astăzi să mai lucrez, ce venituri aș avea? Dacă veniturile dumneavoastră ar înceta în șase luni sau chiar mai puțin, atunci probabil că vă aflați în cadranele A sau L. O persoană aflată în cadranul P poate să înceteze să mai muncească timp de ani întregi fără ca veniturile să se oprească. Valorile cadranului I Cei din cadranul I apreciază libertatea financiară. Investitorii adoră ideea că nu ei, ci banilor lucrează. Investitorii investesc în multe. Pot să investească în monede de aur, proprietăți imobiliare sau hârtii de valoare, precum acțiunile, obligațiunile sau fondurile mutuale. Dacă veniturile dumneavoastră provin din vreun plan de pensie privată sau guvernamentală, și nu provin din propriile investiții, atunci este vorba despre venituri care și au originea în cadranul A. Cu alte cuvinte, șeful dumneavoastră sau afacerea în care ați lucrat își plătesc datoriile pentru anii în care dumneavoastră le-ați adus servicii. Cuvintele care pot fi auzite din partea unui investitor sunt Mi se returnează 20% din valoarea impozitelor plătite pentru bunurile mele. Sau arată-mi rapoartele financiare ale companiei sau care sunt costurile reparațiilor urgente care au fost amânate de către foștii proprietari ai acestei proprietăți. Cadrane diferite, investitori diferiți În lumea de astăzi, fiecare dintre noi trebuie să fim investitori. Totuși, sistemul nostru de învățământ nu ne învață prea mult despre investiții. Știu că unele școli te învață să alegi acțiunile la bursă, dar din punctul meu de vedere acest lucru nu înseamnă investi. Pentru mine, a juca la bursă este echivalentul unui joc de noroc, nu a unei investiții. Cu anii în urmă, tatăl bogat m-a atenționat că majoritatea angajaților investesc fie în fonduri mutuale, fie în economii. El a mai spus, de cele mai multe ori, doctorii sunt cei mai proști investitori. El a mai spus, doar pentru că ai succes într-un cadran precum în A, L sau P, nu înseamnă neapărat că vei avea succes și în cadranul I. Tatăl bogat m-a mai atenționat și că persoanele aflate în cadrane diferite investesc în moduri diferite. De exemplu, o persoană aflată în cadranul L, Va fi auzită spunând: Nu vreau să investesc în proprietăți imobiliare pentru că nu vreau să ajung să repar toalete. O persoană aflată în cadranul P, pusă în fața aceleiași oportunități de investiție, ar spune: Vreau să angajez o firmă de întreținere a proprietăților care să-mi repare toaletele și în timpul nopții. Cu alte cuvinte, un investitor din cadranul L va considera că va trebui să întreține de unul singur proprietatea, în timp ce un investitor din cadranul P va angaja o altă firmă care să întrețină proprietatea în locul lui. Oameni diferiți, moduri diferite de gândire, cadrane diferite, valori diferite. Dacă ați dori să aflați mai multe despre oamenii diferiți și situații în cadrane diferite, ar trebui să citiți cartea a doua a seriei Tată Bogat, Cadranul Banilor, pentru a obține mult mai multe detalii interesante. După cum am menționat mai devreme, mulți oameni afirmă că volumul Cadranul Banilor este cartea de căpătui a celor care sunt gata să facă schimbări în viață. O afacere de marketing în rețea este o afacere din cadranul P. Afacerea de marketing în rețea este destinată oamenilor care doresc să intre în lumea celor din cadranul P. De ce este marketing în rețea o afacere din cadranul P? Răspunsul este acela că sistemul de afaceri de marketing în rețea este conceput să se întindă la mult peste 500 de oameni. De asemenea, venitul potențial într-o afacere de marketing în rețea este nelimitat. Teoretic, în timp ce venitul potențial pentru cadranele A și L este deseori limitat la cât anume puteți dumneavoastră ca individ să produceți. Într-o afacere de marketing în rețea poți câștiga atâta cât poate câștiga rețeaua ta. Poți să câștigi foarte mult dacă îți construiești o rețea mare. După ce ai construit o afacere de marketing în rețea de dimensiuni mari, următorul pas este acela de a te muta din cadranul P în cadranul I. Cel puțin așa mi-a recomandat tatăl buga și așa am făcut eu. Colegii mei din departamentul de vânzări, cei care au râs de mine pentru că renunțasem la slujba de la Xerox pentru a-mi deschide propria afacere, sunt și în ziua de astăzi angajați în domeniul de vânzări. Nu și-au schimbat niciodată ideile și valorile fundamentale. Ca atare, nu și-au schimbat nici cadranul. Știu că în prezent unii dintre ei sunt îngrijorați să nu-și pierdă slujba, iar unii dintre ei nu au suficienți bani pentru a se pensiona. Cu alte cuvinte, au petrecut prea mult timp în cadranele A și L. Ce vreți să fiți când veți crește? În copilărie, tatăl sărac îmi spunea deseori, mergi la școală și ia note bune pentru a putea avea o slujbă sigură. El mă programa pentru cadranul A. Mama îmi spunea deseori, dacă vrei să devii bogat, ar trebui să te faci doctor sau avocat. În felul acesta vei avea întotdeauna o meserie pe care să te bazezi. Ea mă programa pentru cadranul L, Tatăl bogat mi-a spus, dacă vrei să devii bogat, ar trebui să te ocupi de propriile afaceri. Tatăl bogat îmi recomanda să învăț să devin patron și investitor. Când m-am întors din Vietnam, a trebuit să mă hotărăsc pe care dintre tați să ascult. Privind cadranul fluxului de numerar, a trebuit să-mi pun singur întrebarea. În care cadran am cele mai mari șanse de succes financiar? Știind că nu doream să fiu angajat toată viața și nici nu doream să merg la școală pentru a deveni doctor sau avocat, am înțeles că șansele cele mai bune le găseam în cadranele P și L. Știam că pentru mine cadranele P și L erau cele mai bune, pur și simplu pentru că doream să fiu multimilionar și nu doream să primesc ordine sau să muncez din greu toată viața ca să pot să câștig milioanele de dolari respective. În prezent câștig milioane de dolari fără să fie necesar să merg la serviciu sau să lucrez din ce în ce mai greu. Muncesc mai puțin și câștig mai mult pentru că mă folosesc de puterea rețelelor. Acum este rândul dumneavoastră să priviți cadranele. Întrebarea pe care ar trebui să vă puneți este Care cadran sau cadrane mi s-ar potrivi cel mai bine? Unul dintre motivele pentru care mulți oameni nu reușesc să aibă succes în viață este acela că nu schimbă cadranele. Majoritatea oamenilor își schimbă doar slujbele. De aceea, auziți despre oameni care își schimbă slujbele mai des decât ciorapii sau îi auziți oameni spunând Am găsit slujba perfectă. Chiar și dacă își găsești slujba perfectă, tot nu reușesc să modifice prea multe pentru că nu și-au modificat cadranul. Unul dintre avantajele afacerilor de marketing în rețea este acela că aceste afaceri abundă de oameni noi, dintre care unii vor putea să devină noi tăi prieteni. Pentru mine, cel mai greu lucru atunci când am părăsit firma Xerox a fost că majoritatea prietenilor și membrilor familiei se aflau în cadranul A. Aveau valori diferite față de ale mele. Considerau o importantă siguranța și venitul sigur, în timp ce eu consideram esențiale libertatea și dependența financiară. Dacă luați în calcul schimbarea cadranelor și vă gândiți la afacerile de marketing în rețea, aveți un avantaj major față de mine. O afacere de marketing în rețea oferă susținerea unui grup mare alcătuit din oameni care gândesc la fel ca dumneavoastră, oameni care vă împărtășesc aceleași valori fundamentale, valorile cadranului P, oameni care doresc să vă ofere sprijin. Eu nu i-aveam de partea mea decât pe tatăl bogat și pe fiul său. Toți ceilalți credeau că sunt nebun, și poate eram. Totuși, să rămân la compania xerox doar pentru că aveam nevoie de o slujbă sigură și de venituri stabile nu era un motiv destul de bun. Prietenii pe care am lăsat în urmă la xerox continuă să-mi fie buni prieteni. Ei îmi vor fi întotdeauna prieteni pentru că au fost lângă mine în timpul unei faze de tranziție a vieții mele. Totuși, pentru mine era momentul să trec mai departe. Dacă a sosit și pentru dumneavoastră momentul să treceți mai departe, iar cadranul pe vă atrage, poate că veți dori să vă alăturați unei afaceri de marketing în rețea și să începeți să întâlniți noi prieteni. În ce cadran se află prietenii dumneavoastră? În prezent am prieteni în fiecare dintre cele patru cadrane. Totuși, prietenii mei de bază se află în cadranele P și I. Una dintre dificultățile pe care le am atunci când comunic cu oamenii este aceea că sunt întotdeauna conștient de cadranul și de valorile lor. Am observat că atunci când vorbesc despre afaceri sau investiții cu o persoană din cadranul A, fie nu mă înțelege până la capăt, fie înspăimântat de ceea ce spun. De exemplu, dacă spun cuiva din cadranul A, aș vrea să-mi deschid propria afacere, ei ar putea să răspundă. Nu este cam riscant. Ceea ce încerc să spun este că vorbim din perspectiva unor valori diferite. Ceea ce mă strânește pe mine este înspăimântător pentru altcineva. Ca atare, în loc să risc să-mi sperie prietenii din cadranele A și L, voi discuta despre vreme, sport și programul TV. Mulți oameni care se află deja în sistemul de afaceri al marketingului în rețea se folosesc de cadranele de împărțire a fluxului de numerar ale Tatălui bogat ca mijloc de explicare a propriilor lor afaceri. Ei desenează cadranul de pe pagina următoare. Apoi încep să explice diferențele din cadrul valorilor fundamentale pentru persoana care este interesată să-și înceapă propria afacere de marketing în rețea. Mulți dintre ei spun că, prin folosirea acestei diagrame, potențialul patron al unei noi afaceri consideră lucrurile ca firme mai ușor de înțeles și mai încurajatoare. Noul venit are șansa să înțeleagă că își va modifica valorile fundamentale și că va intra într-o școală de afaceri cel va învăța să devină patron și nu să rămână angajat. Deși nu toți oamenii vor demara o afacere, mulți dintre ei vă vor aprecia pentru faptul că folosiți cadranul, tratând problema valorilor de bază și oferindu-le timpul necesar pentru a lua o hotărâre și nu insistând să vă accepte ideile și să-și pornească propria afacere. Dacă veți studia cu atenție cadranul și veți cântări argumentele pro și contra, cred că veți înțelege că transferul dintr-un cadran în altul ține de mai mult decât o simplă hotărâre. Este vorba despre o adevărată schimbare a valorilor de bază, iar acestea durează de cele mai multe ori. Unul dintre motivele pentru care este atât de greu de explicat marketingul rețea este acela că sunt atât de puțini oameni în cadranul P. Din cauza familiilor și a școlilor noastre, majoritatea oamenilor se află în cadranele A și L. De fapt, aș estima că 80% din populație se află în cadranele A și L. Aș mai spune că 15% se află în cadranul I și mai puțin de 5% din populație este cu adevărat în cadranul P. Cu alte cuvinte, pe lume apar foarte puțini oameni de calibrul lui Thomas Edison și Bill Gates. Mulți directori generali, executivi, faimoși sunt oameni din cadranul A, nu din cadranul P. De exemplu, faimosul Jack Welch, fost director general executiv la General Electric, era totuși angajat al companiei respective. Fără îndoială, el a fost un director magnific, dar proprietarul afacerii, fondatorul firmei GE, a fost unul ce a renunțat la școală, Thomas Edison. Edison a avut viziunea și determinarea de a o lua de la zero și de a crea o afacere gigantică. Repetând în fond, ce le spuse deja, foarte puțini oameni s-au aflat în preajma unui lider situat pe drept cuvânt în cadranul P. Prin urmare, atunci când ajung să audă despre oportunitatea unei afaceri de marketing în rețea, deseori nu au nici cea mai mică idee despre oportunitățile ce li se ivesc. Faptul că au stat mare parte a vieților alături de oameni din cadranele A și L nu le permite luxul să gândească în termeni atât de vaști. Am fost suficient de norocos ca de la o vârstă fragedă să mi fie dezvoltată puterea de gândire pentru nivelul unei afaceri din nivelul P de către tatăl bogat. Din această cauză nu am avut o slujbă decât patru ani din viață. Știam că voiam să trăiesc în cadranele P și I. Dacă vă decideți să începeți o afacere de marketing în rețea și îi vorbiți unui prieten despre asta, făceți-vă timp să le explicați și care sunt cadranele și de ce v-ați hotărât să vă schimbați cadranul. Dacă vă veți face timp să le explicați și lor cadranele, s-ar putea să fie mult mai receptiv decât dacă le spuneți pur și simplu începe o afacere cu jumătate de normă cu o companie de marketing în rețea. După cum am explicat, motivul pentru care această afacere este de multe ori atât de greu de explicat este acela că prea puțin oameni cunosc pe cineva din cadranul P. Majoritatea oamenilor nu au în jur decât prieteni și membri ai familiei care aparțin cadranelor A și L. Prin urmare, aveți răbdare și folosiți cadranele pentru a explica noile dumneavoastră perspective asupra vieții. În plus, cine știe, dacă aveți răbdare și reușiți să explicați convingător schimbările prin care treceți, s-ar putea foarte bine să vi le salăture pe drumul ales. Numai că... Trebuie să le explicați că acest drum este un proces, nu o schemă de îmbogățire rapidă, iar drumul durează ani de zile. Dacă sunteți serios, eu recomand un plan pe durată de -a 5 ani. Planul pentru 5 ani Sunt întrebat adesea, de ce un plan pentru 5 ani? Iată în continuare motivele mele. Primul motiv A durat ani de zile să fie construită compania Starbucks. A durat ani de zile pentru a fi creată compania McDonald's. Au trecut mulți ani ca Sony să devină un gigant al pieței de componente electronice. Cu alte cuvinte, durează ani pentru a construi o mare companie și a deveni un mare conducător de afaceri. Mulți oameni nu gândesc în termeni de ani. Majoritatea oamenilor gândesc în termenii gratificației imediate și a îmbogățirii rapide. De aceea există atât de puțini oameni în cadanul P. Cei mai mulți își doresc bani, dar nu sunt dispuși să investească timp pentru a-i obține. După cum am spus și mai devreme, învățarea este un proces fizic, iar educația fizică durează de multe ori mai mult decât cea mentală. De exemplu, puteți decide să învățați să mergeți pe bicicletă, dar învățarea propriu-zisă fizică va dura probabil mai mult decât decizia mentală. Peste cea bună este aceea că odată ce ați învățat ceva în mod fizic, e clar că ați dobândit pentru totdeauna acel gen de învățătură. Motivul al doilea Pe de altă parte, dezvățul este la rândul său un proces fizic. Există o vorbă care spune: Nu înveți calul bătrân la ham. Ei bine, din fericire suntem oameni nu cai. Totuși, există ceva adevăr în ideea că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, devine mai dificil să ne dezvățăm de lucrurile cu care am fost învățați ani de zile. Unul dintre motivele pentru care atât de mulți oameni se simt confortabili în cadranele A și L este că se simt în siguranță și le este confortabil acolo. În fond, au petrecut ani întregi pentru a învăța să ajungă acolo. Prin urmare, mulți oameni se întorc acolo deoarece el este mai ușor, chiar dacă acest confort nu le face bine pe termen lung. Petreceți atât timp cât vă este necesar pentru a învăța și a vă dezvăța. Pentru unii oameni, cea mai grea parte legată de schimbarea cadranului dinspre partea stângă spre cea dreaptă este aceea de a se desprinde de punctele de vedere care aparțin cadranelor A și L. Odată ce reușiți să vă dezvățați de cele învățate deja, cred că schimbarea se va desfășura mult mai rapid și mai ușor. Motivul al treilea Fiecare omidă își construiește un cocon înainte de a deveni fluture. Școala de pilotaj a reprezentat coconul meu. Am intrat acolo ca proaspăt absolvent de colegiu și am ieșit ca pilot gata să merg în Vietnam. Dacă aș fi frecventat o școală de zbor civilă, mă îndoiesc că aș fi fost pregătit de război, chiar dacă aș fi fost totuși pilot. Ceea ce am învățat ca piloți militari diferă de ceea ce a trebuit să învețe piloții civili. Capacitățile sunt diferite, intensitatea antrenamentului diferă, iar faptul că urmează să merg la război la sfârșitul stadiului face ca lucrurile să difere și mai mult. Mi-au trebuit aproape 2 ani să trec prin școala de zbor din Florida. Am primit insignia de pilot și am fost transferat la școala de zbor avansată în Camp Pendleton, California. Acolo eram învățat să luptăm și nu să zburăm. Nu vă voi plictisi cu detaliile, dar în Camp Pendleton, antrenamentul a crescut radical în intensitate. După ce am terminat școala de pilotaj și am devenit piloți, am avut la dispoziție un an pentru a ne pregăti să mergem în Vietnam. Zburam constant în condiții care ne puneau la încercare starea psihică, emoțională, fizică și spirituală. Din nou, toate cele patru puncte ale piramidei de învățare. După 8 luni de la începerea programului de la Camp Pendleton, ceva s-a schimbat în interiorul meu. În timpul uneia dintre zborurile de antrenament am devenit în sfârșit un pilot pregătit de război. Până în acel moment zburam punând la contribuție capacitățile psihice, emoționale și fizice. Unii denumesc această stare a zbura mecanic. În timpul acelei misiuni de antrenament m-am schimbat din punct de vedere spiritual. Misiunea era atât de intensă și înspământătoare încât, dintr-o dată, toate îndoielile și temerile mele au fost eliminate cu forța, iar spiritul meu uman a preluat controlul. Zborul a devenit o parte din mine. M-am simțit împăcat cu mine însumi, iar în avion m-am simțit ca acasă. Avionul făcea parte din mine, eram gata să merg în Vietnam. Nu că nu mi-ar fi fost teamă, pentru că mi era. Spaima de a merge la război există încă. Spaima de a muri sau, mai rău, de a rămâne în firm era încă acolo. Ceea ce diferenția cele două stări era faptul că acum eram gata să merg la război. Încrederea în mine sporise și devenise mai mare decât frică. În plus, același gen de educație care vă schimbă viața poate fi găsit și în multe afaceri de marketing în rețea. Procesul prin care am devenit un om de afaceri și investitor a urmat în mare măsură în aceeași pași ca și procesul de a deveni un pilot gata de luptă. A fost nevoie să eșuiesc de două ori în afaceri înainte de a-mi găsi spiritul, deseori numit spiritul de întreprinzător. Este spiritul care mă menține de partea cadranelor P și I, indiferent cât de dificile sunt lucrurile. Prefer să stau de partea cadranelor P și I mai degrabă decât să alunec înapoi în confortul și siguranța cadranelor A și L. Aș spune că mi-au trebuit 15 ani pentru a obține siguranța necesară pentru a mă simți confortabil în cadranul P. Eu încă mai folosesc planul pe 5 ani. Atunci când mă hotărăsc să învăț ceva nou, de exemplu să investesc în proprietăți imobiliare, încă îmi mai ofer câte 5 ani pentru a învăța procesul respectiv. Atunci când am dorit să aflu cum să investesc în acțiuni, mi-am oferit din nou 5 ani pentru a învăța procesul. Mulți oameni investesc odată, pierd, câțiva dolari și o lasă baltă. Renunță după prima greșeală, motiv pentru care nu reușesc să învețe. Tatăl bogat ar spune, un învingător adevărat știe că pierderile fac parte din procesul care duce la victorie. Doar ratații vieții cred că învingătorii nu pierd niciodată. Un ratat este cineva care visează să câștige și face tot posibilul pentru a evita să facă vreo greșeală și în ziua de astăzi îmi mai ofer câte 5 ani pentru a face cât de multe greșeli posibil. Fac acest lucru pentru că știu că pe cât de multe greșeli fac din care învăț, pe atât de deștept voi fi în 5 ani. Dacă nu fac nicio greșeală timp de 5 ani, nu sunt mai inteligent decât eram cu 5 ani înainte, sunt doar cu 5 ani mai bătrân. Călătoria mea prin cadranele P și I nu s-a încheiat. Eu personal am pornit în această călătorie cu mulți ani în urmă și încă mai am multe de învățat. Probabil că mă voi afla în această călătorie pentru tot restul vieții mele. Partea bună este că învățând mai multe, cu atât mai mult câștig și cu atât mai puțin trebuie să muncesc. Dacă dumneavoastră și prietene dumneavoastră aveți impresia că puteți să începeți o afacere de marketing rețea și să vă așteptați să începeți să câștigați bani imediat, atunci încă mai gândiți ca o persoană din cadranele A și L. Oamenii din cadeanele A sau L sunt cei care sunt atrași de obicei în excrocăriile de îmbogățire rapidă și de alte genuri care sunt întâlnite de-a lungul vieții. Dacă sunteți hotărâți să vă începeți călătoria, vă recomand să puneți deoparte pentru asta un minimum de 5 ani pentru a învăța, a vă dezvolta, a vă modifica valorile fundamentale și a întâlni noi prieteni. Din punctul meu de vedere, asemenea schimbări sunt cu mult mai importante decât câțiva dolari în plus. În concluzie, în concluzie, avantajele unei afaceri de marketing rețea țin nu doar de faptul că vă oferă o foarte bună educație de afaceri, ci vă oferă de multe ori și o lume întreagă din care să vă alegeți prieteni noi, prieteni care merg în aceeași direcție cu dumneavoastră și care vă împărtășesc aceleași valori de bază. Din punctul meu de vedere, genul acesta de prietenie este neprețuită. Eu știu că nu aș fi reușit în această călătorie dacă nu aș fi întâlnit câțiva prieteni foarte buni pe parcurs. PS. Dacă vă veți folosi de cadranul fluxului de numerar în explicațiile dumneavoastră, aș aprecia dacă ați menționa că această idee este a tatălui bogat, acordându-i astfel creditul de a fi inventat o explicație atât de simplă asupra celor patru tipuri de oameni care pot fi întâlnite în lumea banilor, afacerilor și în viață. Acum mulți ani, cadranul tatălui bogat mi-a arătat drumul spre o lume despre care tatăl sărac nu știa că există. Sper să obțineți aceleași rezultate din acest cadran. Din ce cadran ne faceți parte dumneavoastră, prietenii dumneavoastră și familia dumneavoastră? Înainte de a trece la capitolul următor, ar fi bine să vă faceți timp să evaluați persoanele care vă sunt cele mai apropiate și cadranul din care acestea fac parte. Următoarea valoare Capitolul următor se referă la valoarea construirii unei rețele de prieteni care se devină proprietari de afaceri.